Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru extragerea a două persoane dintr-un bazin din localitatea Rucăr. Ajuns la fața locului, pompierii au procedat rapid la extragerea celor două persoane, a fost vorba de doi bărbați, începând ulterior manevrele de resuscitare, aceștia fiind găsiți inconștienți. La fața locului au ajuns și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, precum și un echipaj cu elicopterul SMURD, care au preluat victimele și au efectuat în continuare manevrele de resuscitare. Ulterior eforturilor echipajelor medicale, unul dintre bărbați a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD, iar din păcate pentru cel de-al doilea s-a declarat decesul.